Bună ziua, bine v-am găsit! Astăzi suntem pe data de 13 martie 2023. Venim să verificăm albinuțele și să facem un test antivaroa. Să vedem dacă avem infestare. Dacă avem infestare, urmează un tratament. Și așa mai departe. Bun, să vedem între timp dacă au luat siropul care l-au avut. Dar siropul ia, nu e problema. Acesta mai are un pic, ia să văd. I-am dat două pungi. Am zis să mai filmez și alte colonii. Hai să văd, l-au luat tot. În mare parte este luat. Pungile sunt golite. Bun, acolo avem o punguță cu ceva proteină. Așa, să aduc tratamentul. Am adus un pic de tratament, ăsta, cu ăsta voi face testul antivaroa. Bun. Pentru a-l aplica voi, desfaci un pic ramele. Să-l introduc acolo. Așa. Bun. Și acum să-i aduc siropier. O să-i aducem două pungi lui ăsta. Încă e mai frumușel un pic. Venim cu două pungi. Am un pic la distanță, fiindcă nu vreau să tot car după mine indianele cu sirop, mai bine fac un pic de mișcare și le aduc. Așa, două pungi. Perfect. Aici avem punguța cu proteină. O să o înțep pe aici colo ca să își dea seama că în pungă ce este. Numai pungile acestea cu proteină. Cele cu sirop, acum știe ce în el. Pungile cu sirop deja știe ce e și imediat se apucă de ele, dar în pungile de proteină încă nu știe ce e acolo și
deschide mai greu, să zic așa. Bun. Trecem la altul. Punem tratament și ungerile punem bine. Mai filmăm unul ăsta de lângă el și după aia încheiem, că doar asta facem, doar asta fac. L-a apucat și pe cocoș de amblaua. Ia să vedem și aici care e situația. Ăsta e mai micuț. Își ia siropul. Mai are un pic acolo. Îi las aici deoparte. O să-i las pinga. Desfac ramele pentru a introduce tratamentul. Așa. Introducem tratamentul frumos. Cum am zis, e un test, nu-i tratamentul propriu zis. Tratamentul propriu zis va fi dacă cade foarte mult pădut. Așa. Venim și la ecou pungă de sirop. Aici punguța cu sirop. Îi punem și acesta înapoi aici, să le mai curăț. Bun. Deci cam asta e munca. Punem un fel de tratament pentru a testa antivaroa. Să vedem câți varoa avem în suc. Dăm sirop, hrană. Și mergem înainte. Cam asta e activitatea. Și sperăm să fie bine. Acum fiecare încearcă să-și dezvolte stupii cât mai bine. Bun. În caz că vreți să mă întrebați despre ce tratament aplic, e un tratament antivaroa, de data asta e cu fulmetrină. Până data viitoare, numai bine!